Băi, să ții toate televiziunile cu un clip care ți se scoală ție să-l faci. Iertați-mă, boys. Iertați-mă. Încă merită hate? Hate-uiți-l că muncește, că normal, așa facem. Hate-uim oamenii care muncesc. Salutare, conacilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vorbim o chestie puțin mai serioasă. Vorbim despre ceea ce a reușit să facă Shelly. Shelly, omul care și-a atât de mult hate de la... De fapt, dacă stăm să ne gândim un pic bine, Shelly și-a hate numai de la oamenii care nu reușesc nimic. De la oameni care sunt invidioși, de la oameni care nu pot să înțeleagă succesul, de la oameni care nu pot să înțeleagă că e posibil să muncești atât de mult și să într-un final, după 7-8 ani de muncă cât a muncit Shelly, să-ți permiți să-ți iei o mașină extrem de scumpă, 70.000 de euro, extrem de scumpă. O mașină scumpă, 70.000 de euro, să stai la casa ta, să reușești să ai parteneriate. În clipul ăsta o să vorbim despre ceea ce a reușit Shelly. Dacă sunteți noi pe acest canal, subscribe cu clopoțel ca să fiți notificați când intru pe live sau când postez clipuri. Pentru toți oamenii care mă urmăresc deja, apăsați butonul la Dălichean și un comentariu dacă vreți la sfârșitul clipului, dacă aveți vreo părere să îmi spuneți. Pentru cine nu știe ce a făcut Shelly, el a și postat pe canalul lui, dacă nu ați văzut cumva clipul, vă recomand să vă duceți să-l urmăriți. Și-a înșenat un accident. Deci Shelly a făcut un accident acum câteva luni, foarte... N-a fost grav accident, o greșeală, o neatenție, n-a fiind începător. Are mămăligile în geam. Și el a făcut pur și simplu o farsă și a înșenat un accident. Ce a vrut el să facă? De fapt, să vă arate vouă cum și cât de ușor sunt de influențat televiziunile. Băi, omul ăsta e un geniu, frate. Uite ce le-a făcut. Deci dacă vă uitați la clipul lui să vedeți câte televiziuni, cred că sunt 4-5 televiziuni minim, care au abuzat de subiectul ăsta și l-au băgat cu burtiere, cum zice el. Deci, Shelly se cunoștea cu un băiat, a pus la cale o farsă să dovedească cât de ușor sunt de influențat televiziunile. Omul ce a făcut? A sunat un prieten, a cumpărat atât 100 de euro pe un model 3D de mașină, a făcut modelul 3D. Deci, a făcut modelul 3D. Filmarea e făcută cu model 3D, nici măcar nu-i mașina lui reală. Să pară că a făcut un accident minor, a luat un copilaj sau nu știu cine în clipul ăla ca să-l filmeze, a făcut un mini scenariu de nicio pagină și, ce credeți, a luat televiziunile peste cap și a bătut joc de televiziune. În loc să auzim de fapte bune, de chestii bune întâmplate în România, televiziunile au rulat o zi, două, poate trei, numai cu accidentul lui Shelly. Sunt curios dacă televiziunile bagă acum și cum și-a bătut joc Shelly de ei. Și nu e prima dată când Shelly vorbește de chestia asta cu televiziunile și cred că ar trebui toți să luăm puțin, nu știu, puțin, să luăm hățurile în frâu. Bă, nu știu cam cine să mai uită la televizor, dar nici nu prea ce să mai uită la televizor. Eu unul personal, de exemplu, am cât de cât timp stau, 2 ani, am 2 ani aproape, de în septembrie fac 2 ani, 2 ani de când m-am mutat singurel. Da, la casa mea. Televizorul meu jos merge pe Netflix, YouTube. Televizorul sus, am plătit Telecomul doar pentru Discovery Crime and Investigation, History și atât. Gen, nu ne-am uitat nici la meciuri, mă uit online, mă uit pe Flashscore dacă vreau. Bag meciul acolo și văd golul când dă notificarea aia. Deci, oricum ele pierd, dar gen, pierd în fața mediului online și toată lumea, multă lume. Uitați-vă câți artiști se apucă de online acum, maneliști, artiști de pop, R&B, vedete de televiziune, toată lumea își face emisiune online. Pentru că și au aflat că să-ți fac și bănuți. La fel circulase, dacă țin bine minte, a postat și Mogen și Pala și au postat mai mulți. Și înaintea meciului recent, înaintea meciului CFR, FCSB, cred. Nu! Ce m-am căcat. Înaintea meciului Craiova-CFR pentru campionat, au dat știri false, după ce a pierdut Craiova, că Andrei Ivan s-ar fi jucat până în dimineață, ce se goși, că n-a fost focusat. Bă, bine, și dacă s-ar fi jucat, nu înțeleg ce îi interesează pe ei. Dar mă rog, și-au postat și băieții, cam ceea ce face televiziunea în România. La fel, cu Imogen, din câte țin minte, Mircea Badea l-a făcut cu ou și cu oțet. De cine s-a mai postat? Iar subiectul Colo. Ce au făcut lui Colo? Bineînțeles, a greșit și Colo, dar cât l-au târât pe Colo și ce au făcut? Au luat un live și au făcut exact tot Shelly făcuse un clip la un moment dat sau nu știu cine din anturajul Shelly când le-a
le-a răstălmăcit cuvintele, Gami sau nu mai știu cine, le-a răstălmăcit cuvintele, adică iau răspuns cu afirmativ la ai bani și după aia ăla i-a făcut să zică, da, vrei să te cinuciți, da, gen să facă treaba asta, cu colo, l-au târât, i-au luat live-ul, l-au porționat și l-au făcut de tot rahatul. Într-adevăr, Colo a greșit. Eu am zis că îl înțeleg pentru că încă mă întrebați pe live, domnule, ce părere ai despre situația asta? Haideți să vă explic un pic. Sunteți mulți copii, mulți oameni care nu aveți toate țiglele pe casă și care sunteți toma neauziți, nu aveți nicio treabă cu realitatea. Eu vă cred că nu știu ce să ziceți în chat acolo și dați despre Colo și vorbiți de Colo, bam, Colo 2, o să ajungi ca Colo, nu știu ce. E o diferență mare între mine și Colo. Colo a instigat, Colo a zis, astea trebuie să. Eu nu zic trebuie să, nici măcar nu zic, eu doar văd vizual. Și în momentul în care un copil îți intră pe site-ul la Omegle, nu e de datoria mea să-l ocolesc, pentru că dacă eu l-ocolesc și eu l-ocolesc și copiii, știți bine, care apar la mine pe live, nu-și iau hate, nu-mi bat joc de ei, ba chiar îi respect, stau de vorbă cu ei, vorbesc despre TikTok, despre artiști, despre ceea ce iubesc ei să facă, școală, matematică, orice căcat. Ați văzut, s-a întâmplat treaba aia cu fetița care era din Moldova și plângea și nu am vrut să o las să-i dau un ex pe Omegle, avea 15 ani, până nu a râs, frate, până nu și-a revenit din starea aia. Ați văzut, știți bine că sunteți comunitatea mea și nu v-aș minți niciodată. Bun, Colo a zis treaba aia, aia merită, aia, aia. E, eu nu. N-am zis și nu o să zic niciodată treaba asta. Eu sunt responsabil și dacă greșesc vreodată, îmi asum. Îl și înțeleg pe de-o parte, pentru că și eu sunt live streamer. Probabil simțul ăla, gen... E un feeling la live streamuri când simți că îți pierzi comunitatea din mână. Adică vezi că oamenii scad, încep să-ți iasă de pe canal și tu pur și simplu nu mai ai cu ce să nu mai te lamentezi și tu. E, atunci l-am înțeles. Dar ce a zis el nu e ok deloc și nu susțin treaba asta. Și încă o dată, eu nu sunt responsabil pentru ceea ce face copilul tău. Dacă ești părinte și te uiți și copilul tău intră pe Omegle și are sub 18 ani, îmi pare rău, dar eu nu. Eu îi dau next și apare altul cu măciuca, tată. Și mai bine mă vede pe mine albastru în cap decât să vadă măciuca aia. Așa zic eu că e mai bine. Bun, deci sper că v-am răspuns și la treaba asta. Big up acolo pentru Shelly, că... Deci nu. I'm so mind fucked up, I don't know what to say, how to... Little English in the corner of the mouth, English of the bolta. Ce mă, ce a reușit băiatul ăsta, duceți-vă și uitați-vă la clipul lui, ce a reușit băiatul ăsta și a bătut joc, bă, băiatule. Băi, să ții toate televiziunile cu un clip care ți se scoală ție să-l faci. Iertați-mă, boys, iertați-mă. Încă merită hate? Hate-uiți-l că muncește, că normal, așa facem. Hate-uim oamenii care muncesc. Lasă noi degeaba să nu muncim, să fie toate bune. Eu am fost Conacu, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Oamenii noi, subscribe aici cu clopoțel, follow pe Instagram la Jocosul Suprem, că mai am nevoie de 1000 de oameni ca să facem swipe up-ul la forță. Urmează clipuri, blană bombă pe acest canal. Rămâneți aproape.